Hey, eu sunt Andrei și astăzi facem un car vlog cu Alex Parker dintr-un BMW M2 Competition de cât ai? 410 deocamdată stock. Da, deocamdată, bine zis. Cred că urmează 500 de cai în curând, nu? Să vedem. În clipul de astăzi o să vorbim în primul rând despre industria muzicală, pentru că Alex este un DJ și producător. Și o să vorbim și despre acest M2 Competition pe care abia ce l-ai cumpărat, nu? Are vreo lună așa de când e la mine în garaj. Ani, în primul rând. Este 2019, a ieșit pe porțile fabricii prin octombrie, da. Și a intrat la mine în posesie acum în august. Este, bineînțeles, în garanție. O mașină pe care mi-am dorit-o foarte mult timp și, din fericire, cu pandemia asta, stând doar în studio și neavând alte distracții externe, am reușit să strâng niște bănuți și am cumpărat-o chiar cu banii jos. Da, nu spunem cât a costat mașina, că vine să mă dau jos acum. Nu spunem, e secret, dar ce să mai. Și 2019 și garanție și de toate, nu mai spun nimic. Mașina lui Alex se țiplă, nu a avut niciun accident până acum, însă nu uitați că găsiți jos în descriere un link cu 15% reducere din partea mea pe Car Vertical, în caz că vreți să verificați o mașină înainte să o cumpărați. Un raport Car Vertical vă poate arăta dacă mașina pe care vreți să o cumpărați a avut daune sau accidente în trecut, dacă a fost furată și multe altele. Chiar acum o să vă pun pe ecran un raport cu un BMW accidentat destul de grav, condus de o bunicuță până la piață și înapoi, așa că cel mai bine este să verificați o mașină înainte să o cumpărați. Găsiți linkul cu 15% reducere din partea mea pe Car Vertical jos în descriere. Hai, dau un launch control. Yes. A pierdut puțin aderența pentru că era ceva pietriș pe jos, dar chiar fuge. Știu că mașina asta ai cumpărat-o din banii de Spotify. Băi, asta e așa, spus pe scurt, povestea e un pic mai lungă, că eu acum vreun an mi-am vândut 335, am avut un 335 super mișto albastru, un albastru special, Atlantic Blau se numește. Da. Și l-am vândut pentru că am vrut să plec în Los Angeles, să fac ce pe acolo. Tot am auzit povești de la producători că acolo ajungi și ți se schimbă filmul și tot așa, și am zis, băi, hai să fac rost de niște bani și să mă duc acolo 3 luni să văd dacă chiar așa e. Bă, și chiar așa a fost. Da. Deci am ajuns acolo, nu știu, mi s-a părut totul diferit. Deci, practic, ți-ai vândut mașina ca să-ți urmărești visul și să pleci în Los Angeles. Exact. Am lucrat cu producători din spatele artiștilor, cum ar fi Imagine Dragons sau Kendrick Lamar. Nu uitați că o să-i găsiți canalul de YouTube al lui Alex jos în descriere, doar ce am lansat un vlog nou și o piesă de asemenea. Yes. Profilul de Instagram, TikTok cu Spotify-ul și toate cele. Toate nebuniile. În concluzie, se câștigă bani din muzică, nu? Dacă faci ce muzică trebuie și știi ce mutări să faci, se fac bănuți, bineînțeles. Cred că cea mai bună mutare a fost când mi-am făcut casa de discuri, care se numește Creator Records. Ăsta a fost secretul veniturilor mai substanțiale din muzică, anume că n-am mai dat piesele la case de discuri, ci le-am deținut noi și de-abia de acolo, mai ales în ultimii ani, vin banii. Iar streamingul, cum e Spotify, că de aici toată duma cum mi-am luat BMW din banii de Spotify, de acolo se câștigă cel mai mult și tu, dacă scoți o piesă cu o casă de discuri, nu prea îți rămâne acel procent. Așa că ori faci o coproducție să-ți mai rămână mai mult, ori îți faci tu pe barba ta. E mult mai multă muncă, mult mai multă bătaie de cap, dar M2. Da. De ce artiști cunoscuți ai colaborat din România, cel puțin? Păi primul care îmi vine în minte, primul artist așa mai mare, este Antonia, pentru că împreună cu ea am avut primul number one. Da. O piesă care se numește Matame, pe care probabil o știe lumea. Deci piesa e făcută de tine. De mine și de încă doi prieteni, de Marius și de Olivia. Da. Cu Delia am mai lucrat, am făcut 1, 2, 3, 4 producția, acum câțiva ani, a fost primul meu artist așa mai mare la care am dat o piesă. Da. Am dat, cred că 5 piese sau ceva de genul anul ăsta, chiar am avut o piesă care a mers foarte bine cu ea, împreună cu Dorian Popa. Da. Se numește Cealaltă Ea, făcută de mine și de Robert Toma. Și lista poate continua, nu cred că există un artist din România cu care să nu fi colaborat în studio, din A-lister mă refer. Dar am o întrebare foarte importantă, dacă ai ajuns în LA, de ce n-ai rămas acolo? Pentru că până la urmă, cred că acolo e mult mai mișto viața. Băi, după cum ți-am spus, mai multe posibilități. După cum ziceam, virusul venind, m-am sfătuit cu niște oameni și
am ajuns la concluzia că nu e o idee bună să rămân acolo, pentru că nu o să se mai miște nimic, lucrul ce s-a și întâmplat. Și aș fi pierdut foarte mulți bani, pentru că eu în LA, în locurile unde stăteam, plăteam minim $2000 chiria pe lună. Oricum, felicitări pentru tot succesul de până acum. Băi, mersi mult, este, da, eu încă mă consider la început de drum și am mare încredere în skillurile pe care le dezvolt și în rutina de viață, că o să mă poarte departe dacă stau focusat și nu fac prostii cum fac alți colegi de breazlă cu droguri, cu nopți pierdute, cu chestii care până la urmă nu rămâi cu nimic din ele, așa, cu o țară văzută, cu niște oameni, cu niște experiențe, o să rămâi toată viața, cu da, alte exact. Chestii nu cred că este indicat, dar până la urmă fiecare face ce vrea și nu vreau să dau eu sfaturi, ci doar să motivez. Și într-un final nu ai de gând să te muți în America? Până la urmă cred că acolo ai toate posibilitățile și ai tot ce ai nevoie ca să ajungi la nivel. Băi, îți dai seama că e o decizie grea, că lași tot ce ai construit aici în urmă și cel mai groază mie, cum iau eu mașina asta pe un vapor. A, deci de mașină ține de altceva. Nu, glumesc, și de apartament, și de prieteni, și de echipa mea de producție. Adică aș vrea să ajung la un nivel în care să mut totul, inclusiv da. Prietenii și familia. Și pe lângă asta, mai am o întrebare. De la câți ani ai început să-ți câștigi singur banii? Adică de când ai început cu DJ-ala, cu producția? Mai DJ-ala, să știi că a venit mai târziu. Eu am avut altă ocupație muzicală, anume cântatul la clapă și la chitară cu trupele. Da. Eu la 6 ani m-am apucat de pian. Și pe la 14 ani am intrat în prima trupă, la 15 ani am început să fac acolo 100 de lei, 200 de lei pe concerte, nu erau da. Mari concerte, dar pe la 17 ani am intrat într-o trupă de reggae cu care am văzut toată țara prin turneu, la 19 ani am intrat într-o trupă cu care m-am plimbat și în Anglia la niște concerte, am fost și în Belgia la niște concerte. Și bineînțeles am cântat și la nunți. De ce să ne ascundem? M-am cântat la multe nunți, la botezuri, cu metri, instalări de Windows. Pentru că acolo se făceau cei mai mulți bani și na, eu cu toate astea n-am prea avut treabă din punct de vedere al școlii cu partea muzicală, pentru că am fost la Mateinfo și la facultate am studiat construcții, dar na, până la urmă când am simțit că pot să las în spate toată povara asta prinsă de familie, să zicem, cu învățatul, cu chestii, când am simțit că bă, pot să plec de la facultate, gen, m-am dus și mi-am depus dosarul și mi-am înghețat anul, pentru că n-avea niciun sens 8 ore de fizică pe zi când eu băgam Ableton și pian și chitară și făceam. Deci până la urmă poți să ai succes și fără facultate, dar multă lume nu înțelege că poți să ajungi artist, poți să ajungi cântăreț chiar dacă nu ai cântat de mic, pentru că poate ești talentat și nu ai nevoie neapărat de 10 ani în spate sau de asemenea, poți să ai succes și fără diploma de bacalaureat sau chiar fără facultate, pentru că până la urmă cel mai important e să muncești, să fii dedicat și să știi ce ai de făcut, pentru că poți să ai 3 diplome dacă tu stai în casă și nu ai motivație să faci nimic. Și care a fost cea mai de succes piesa ta? Cea mai de succes piesa mea ca și producător a fost Ménage à Trois de la Lizot și Holy Molly. Da. Holy Molly este chiar artista noastră de la Creator Records. Și piesa, nu știu, are vreo 400.000 de Shazam-uri, adică a fost foarte hypuită pe radio în Germania, mai ales. A fost în topuri pe acolo și în Europa în general, a fost foarte mult pe radio. Bun, băieți, am făcut schimb de locuri, am trecut eu la volan. Am mai filmat în trecut cu un M2 Competition, însă am uitat să pornesc camerele și mai întâmplă și de-astea. Și acum cred că oamenii vor să știe ceva foarte important. Ia zi. Banii. Câți bani se fac din muzică, din Spotify, din YouTube, din toate cele. Adică, cea mai bună întrebare, cât plătește Spotify-ul per milion de streamuri? Băi, ei ne dau între 3500 și 4000-5000 de dolari pe milion. Deci la 10 milioane de streamuri faci 35.000 de dolari. La 10 milioane. Minim. Și asta. La milion, 3500. Yes, și la 100.000, na, minim 350 de euro. Mașinuța asta mi se pare perfectă pentru oraș, pentru că consumă puțin. 14-15 în oraș. Bă, și dau unii, adică, na, ai văzut și tu. Deci mergi sportiv, 3.000 benzină, 14-15 în oraș și, na, la drum lung îți ia între 8 și 10. Hai să vedem. Wow! Wow, stai așa că am uitat senzație. Wow! Da? Bă, fac cruce, stai așa un pic. Și fii atent. Instant. Dacă e diferența între sport și confort, de ce e. Da, uite așa e, un pic, se lasă un pic mai mult, dar așa. Wow. Care e diferența între M2 normal și M2 Competition? Păi, e al motor, ăla are N55, care e motorul de pe 335, ăsta are S55, care e motorul de pe M4 și M3.
diferența e la suspensie. Da. Și bineînțeles la design, un design care mie îmi place mult mai mult. Ceilalți zic că era mai mișto M2-ul, dar mie mi se pare mai unghiular, mai 2020 mai future. Da, mie îmi place mai mult Competition. Da, și frânele saltele. Frânele față de M2, știu că la M2 Competition au cu două pistoane mai mult pe trieri. Condus M4, M5, M6, M3 n-am avut ocazia încă, dar îți spun sincer, M2-ul e, cred că, cel mai distractiv pentru oraș. Este, este. Deci cel mai distractiv, bun, că e o mașină, da, e o jucărie. E așa micuță, știi, și când o vezi, parcă nu te aștept să tragă în halul ăsta, să fie așa de puternică și să, nu știu, să se învârtă așa de bine și să o simți așa. Adică atunci când o vezi, spui că, da, mă, ce, parcă nu e un M 100%, știi, da, așa. Așa se zicea, toată lumea a zis de, da, primul M2, că nu e un M 100% din cauza motorului. Și odată ce a apărut mașina asta, a bubuit în review-uri. Cât costă un M2 Sicilii nou? Băi, prețul pornește de la 65.000 de euro, cu dotările standard. Da. Acest model a fost 75.000, pentru că are câteva opțiuni, cum ar fi... Nu știu, are un wireless charger aici, Harman Kardon nu știu că e standard, are trapa, are cutia automată care e un pic mai scumpă decât manuala. Știu că poți să ții și manual, dar nu înțeleg de ce ai face asta. Băi, eu mi-aș dori și un manual dacă ar fi să... Eu zic... Să mai iau un M2, mi-aș lua unul manual. Mi se pare mai fun manual și mai controlabil, dar pentru oraș, da, la... pentru oraș nu e ok. Mă, eu știu un lucru sigur, atunci când o să-mi cumpăr un M, o să-l iau cu siguranță cu cutia automată, pentru că e foarte violentă, știi cum e, adică bănesc că ai văzut clipurile cu M6-le lui Andy Popescu. Deci e altceva cutia aia. La momentul în care am postat eu clipul ăsta, am lansat deja și noua piesă. Vineri am lansat o piesă nouă, în caz că nu ați ascultat, o să găsiți jos în descriere. Și de asemenea, dacă vreți să scoatem ceva și împreună, poate ne gândim la o idee, scoatem ceva. Bă, hai să facem asta, că vorbim de un an. Dacă vreți să scoatem o piesă nouă, ceva, băgați acolo în comentariu. Băi, și apropo, piesa ta e în noul meu playlist. Da? Da, dacă cauți pe Spotify Alex Parker Car Music, este un playlist făcut cu toate piesele alea de le vedeți voi la toți șmecherii cu mașini. Eu le-am strâns într-un playlist și l-am pus pe Spotify. Și dacă dați un search, găsiți inclusiv piesa lui Alex, piese de ale mele, piese de alea șmechere. Și dați acolo un follow la playlist, că e... Da, o să vă ia permisul dacă ascultați muzica aia. Și eu am niște piese pe care era să o comit. Am și niște piese pe care am spart două lipuri. Piesa aia n-am mai ascultat-o de atunci, zic sincer. Băieți, cam aici se încheie și clipul de astăzi. Îi mulțumesc lui Alex că m-a dat o tură cu M2-ul. Și nu uitați că dacă vreți să mai filmăm un vlog cu el pe viitor, băgați chiar acum un like, un comentariu și un share. Nu uitați să-i dați și lui un follow pe Instagram, un subscribe pe canalul de YouTube, un stream acolo pe Spotify, pe YouTube, pe toate cele. Și nu uitați că găsiți jos în descriere și site-ul meu de merch, www.alexmontre.com, în caz că vreți să vă comandați cel mai fresh merch. Cam aici se încheie și clipul de astăzi. Eu am fost Montre, până data viitoare, v-am pat. Pa!